Sunt 6 ani de când Asociația Ghizilor din Bucovina încearcă să își aducă o mică contribuție la refacerea pădurilor, dar și la dezmorțirea spiritului civic al oamenilor. Acțiunea noastră este una de voluntariat și a devenit deja o preocupare permanentă. Prin puterea exemplului, dorim să adunăm din ce în ce mai mulți voluntari pentru a reda măreția pădurilor care existau cândva în Bucovina. Numărul tot mai mare de voluntari, entuziasmul, atitudinea pozitivă și implicarea lor constantă în toate acțiunile noastre de până acum ne determină să continuăm campania în fiecare an, arată organizatorii. Așadar, ne propun acum o reîntâlnire de câteva ore cu natura, sâmbătă, pe 8 aprilie. Întâlnirea participanților va fi în parcarea restaurantului la Baciu, la ora 9, urmând ca de acolo să fie continuat drumul către locul de plantat. Voluntarii sunt rugați să vină cu sape, săpăligi, de acasă. Haideți să ne luăm revanșa față de emisiile de gaze, față de gunoaiele aruncate în natură, de apa și energia irosită. Este în demnul Asociației Ghizilor din Bucovina. Mai multe informații puteți afla de pe pagina de Facebook a evenimentului sau a comunității Haila Înverzit.